Salutare, bă băieți, și bine că este aici la un nou episod din seria voastră preferată cu 5, 6, 7 like-uri, 40 like-uri. La episodul acesta vreau 39 de like-uri și 200 de vizualizări. Preferat, auzi. Dacă mai vreți episoade din seria voastră preferată de drumul către permisul auto. Bă, nu știu, să încep, să nu încep, bă. Așa. Deci Aici puteți vira numai la dreapta. Dacă, bă, stai mă să fac eu după răspunde, frățiorul. Dacă virați la stânga, ați selectat corect banda de circulație, dar opriți pentru că semaforul este de culoare roșie. Stați bine banda de circulație, deci vă coordonați deplasarea. Bă, tu ce zici, chei? Tot așa, da? Ha. Ce vehicule pot fi depășite prin excepție pe un pod? Bă, cred că asta nu știu de ce. Adică bănuiesc că dacă a băgat bicicleta ce, dacă e o bicicletă pe pod, nu o pot depăși, știi, mă înțelegi? Tu ce zici? E ori iau orice, știi? Bă, stai. Este un pic, adică ce vehicule pot fi depășite prin excepție? Este un pic că și autovehiculele lente poți să le depășești, ești prăjit? Eu am citit prima dată ce vehicule nu pot fi depășite. Sau iasă, de ce vehicule pot fi depășite? Bă, prăjitule. Păi, nu știu, tu ce zici, mă, că e gen? Eu zic că A și B. A și B, da? Ești prea deștept. Dar azi n-ai avut stil. Zuf. Să nu, azi nu ai stil. Ce obligație aveți la întâlnirea indicatorului bicicliști? Să dai peste ei. Ce obligație aveți la întâlnirea indicatorului bicicliști? Să reduce viteza. Bă, că metri. Păi, când merg pe bicicletă și cum trec aia cu 200? Să pare. Nici nu mă simt, ești nebun. Eu știu deja ce. Să circulați cu atenție și dacă este cauza curată de trecere, așa în care circulă pe pista specială destinată. Asta, nu? Da, mă, tu ești. Ce semnificație are după coborârea brațelor? Deci, ce semnificație are după coborârea brațelor? Poziția corpului unui polițist care dirigează circulația. Pentru participații la trafic care circulă din fața sau... Bă, tu ce zici, cheie? Deci, după acoperirea brațelor. Ce zici, cheie? Bă, permisiunea de circulație, zic. Vai, bă, nu știu, gen care eu zic o oprire. Milui. O dai cu brațele jos, miliei? Ce obligații aveți la semnalul galben intermitent al semaforului electric? Să dai în ele și de bun cu toată forța. Deci, opriți pentru că nu puteți intra în intersecție. Reduceți viteza și vă condamnați de cu atenție acolo în pieton. Reduceți viteza și tu ce zici, cheie? Ceu. Da, mă, ele, mâncat. Există vreo excepție de la regula depășirii pe partea stângă? Nu, dar în cazul autovehiculelor care intenționează să vireze spre stânga și în cazul tramvaiului, dar numai în cazul în care depășirea se face pe o stradă asemănată cu în cazul drum fără ieșire. Bă, nu prea știu aici. Deci, da, numai în cazul în care depășirea se face pe o stradă semnalizată cu indicatorul drum fără ieșire. Cred Pune că mă e. ușe. Voi zic că e B-ul, nu știu. Bă, cum metre să mă oprească cineva, că am hack-ish, nebun, am băgat coduri. O dai? Puteți folosi o viteză mai mare decât cea legală pentru depășirea unui autovehicul? Deci, decât cea legală, da, dacă vă asigură. Bă, nu. Asta am uitat, se întrebe oricum era. Ce obligații aveți în calitate de conducător auto? Să circulați cu o viteză cel puțin egală celei prescrise din cadrul așa. Să nu accelerați, să circulați cu viteza cele scrie. Tu ce zici, că e așa? Bă, cum întrebi, cum e că să nu accelerați într-o intersecție? Spui, e că tu ce faci, mergi cu frână? Păi poate îți vine o salvare cu metri. Dai în ea, cu 200. Tu contează că ca să mergi trebuie să accelerezi, nu? Tu ce faci în intersecție? Mergi cu frâna pusă? Ești prea girat. Cu metri se acceptă, ești nebun, o greșeală. Ce faci cu metri? Eu merg cu frână aici, nebun, ce treabă ai? Cum veți proceda corect dacă aflându-vă în interiorul
unei intersecții cu circulație în sens giratoriu. Observați că pe un drum lateral circulă o coloană cu regim de circulație prioritar. Ce să fac, mă, de un trece busul după ei, mă înțelegi? Vă conduceți drumul deoarece aveți prioritate. Normal, mă înțelegi? Opreți și acordați prioritate coloanei așa. Bă, tu ce zici? Eu zic e beau. Nu știu că n-a citit. Vai! A fost prea lungă. A fost lent. Nu știu. Eu zic că e... A, dar n-am citit întrebarea. Zic și așa. Zic Lasă, să fie nu opus mai au. deocamdată. La întâlnirea Mamă. unui vehicul cu un ansamblu de vehicule, pe un drum public îngust unde trecerea din sensuri opuse este imposibilă sau periculoasă, va manevra cu spatele vehiculul vere. Montele. Viteza se reduce la semnalul. Ma. Bă, La cred că tot. asta, a? La tot. La toate, a? Știe, mă, știe, 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 el. Care dintre faptele de mai jos constituie infracțiune se pedepsește ca atare? Conducerea pe drumul public a unui autovehicul fără cerbă. Aici sunt paradafii, da, Poate ești prăjit. toate? Bă, cum mai trebuie să dau afară după server? O mai mai cox. Bă, cum mai trebuie, uite cum nu i-am permis. Pentru întreținerea sistemului de ungere trebuie să efectuați verificarea și mai așa. Așa. Bă, cu metri. Care că toate... Bă, cu metri. A, bă, că deja dau alte 40 de bani. Este permis să Aici oprirea mai voluntară avem în tuneluri? Bă, nu știu, poate e ceu, dar nu știu. nu. Oprirea este interzisă. Pe drumurile publice unde circulă așa, la o distanță mai mică de așa, în zona de staționare cu durată limitată. A, și B. A și B. Nu știu Cu că n-am metre, prins în București se intervalul parchează ăla. chiar și pe trecere, dacă te uiți Nu tu mai bine. contează, asta nu înseamnă că e legal. Păi eu nu înțeleg și ei de ce nu fac nimic gen. Stăm pe drumul public între trolebuze și tramvaie. Nu, pot, nu cred că... Bine, asta cred, asta cred. Nu am pătat să mă arăt. Că după dacă staționezi... A, mă, ieși, ieși! Erau toate până că dacă staționezi din fața la o trecere de pietoni, nu mai are vizibilitate, deci nu mai vede gen. Da, vede, dar la 25 de metri ești nebun, tu realizezi că ăsta, Și bă, era trecerea la o intersecție și ăla era parcat la următoarea intersecție, să pară. preventiv, zice să Da, nu. un preventiv, bă, la noi preventiv, știi cum, direct pe trecere, 10 mașini, un preventiv. Ce înțelegeți prin conduită preventivă în condiții atmosferice nefavorabile? Adică ce așa... Pentru a fi conștiți cu atenție. Bă, eu zic asta, nu? Stai un pic. Ha, mă, hai să luăm, hai să luăm, hai să luăm. Rulească viteză mai mică decât cea maximă legală. Bă, cred că și au. Bă, cu metri. Da? Să conduci mai Bă, încet. cu metri, iar tu chiar vrei să-l pică? Să ce? Cum trebuie să procedeze conducătorul unui vehicul dacă în timpul deplasării apar probleme tehnice care fac imposibilă continuarea călătoriei? Dacă nu poate înlătura așa, se deplaseze la cea mai apropiată unitate, așa, să scoate vehiculul în afară, așa, să asigure vehiculul contra deflecție, să plece după ajutor. Ajutor. A, și B. A și B. Nu știu că n-am citit întrebarea, Bă, dar cred zic că că au, e. ele mai normale pe A și B. Așa din ce am înțeles. A, mă, ieși. Ieși să nu lovesc. Ha, mai băgăm unul de ăsta, e de la pe fastici, nebun. Asta știi cum e, e de la Fulger, mâncați. Deja a plecat, iau, uite. How? How? Deci, indicatorul interzice, depășirea prelungirii la stânga, Foarte. întoarcere, hați. Ce se verifică în indicatorul? Sfârșitul zonei de așa, în limitarea de viteză, așa, zona în care viteza este limitată la... Asta. Trebuie respectată semnificația unui indicator instalat pe partea stânga a drumului, orientat către trigonul care se apropie, nu deoarece, dar numai de către cei care circulă pe banda, așa, care întâlnesc. Bă, normal, asta ar fi. Bun, bun, bun. Deocamdată suntem perfecți. Este interzisă staționarea de Ha, mă, ieși. În situația în care polițistul se află cu fața la un autovehicul care se apropie având brațul drept întins orizontal, controlat așa, să-ți continue deplasarea de acestea nu se adresează. Când trebuie să procedeze conducătorul de vehicul
atunci când circulă pe un drum cu 3 sau mai multe benzi se circulă pe banda stată lângă axa, nu așa, se circulă pe banda dată lângă axa. What? Deci cum trebuie să procedezi când rotește vehicul? Atunci când circulă pe un drum cu 3 sau mai multe benzi de sens. Bă, să boară f... Nu, n-am înțeles aici, nebun, că n-a zis că virează stânga la mașină. Este interesat depășirea. Așa, vehicul cu tracțiune, așa, dacă așa, așa. Bine, într-o zonă de puteți circula cu miliei. Care este limita legală de viteză în afara localităților pe celelalte categorii de drumuri? Altele dictatorii de drumuri expres? A? 90. Ma! Dai mă 90, ascultă de frățior. Mamă, câte emoții am avut la întrebare! Vă apropiați pe un drum așa, ce intră... Așa, 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 ce trebuie să... Deci, ce, mă, vă apropiați de un drum forestier, ce intră în șosea din partea dreaptă și de pe care este în alt... Asta pentru că acordați prioritate de dreapta. Care Dă un este pas. vehicul Prima, care prima. circulă cu viteză mai mare? Deci vă apropiați de așa. A, nu. Cine trebuie să aștepte? Bă. Pune un basc, da, frățior. Ce? Așa. În care dintre state este interesat depășirea unui moped? Pentru ce bine așa? Mai puțin de la un zona de depășirea unui moped cu echipția... Bă, B-ul e sigur. Pentru și au. Nu știu dacă e ce om. Cred că și ce om ăsta moară, Depășirea. Ibiana. Bă, motocicletă fără ataș. Mopedul ăla nu e motocicletă, deci dai. Bă, ești nebună, dai, ce obligație aveți când sesizați? Că urmează să fie depășit de un alt autovehicul, să reduceți de la așa, să circulați cam aproape de mai Se reduce. A? Să circulați cam aproape de marginea de neaptă, care să stau bine. Bă, cred că e B-ul. Bun, mă, Da. băieți, cum mergi mai coxichis? Oricum, normal B-ul ești nebun, că dacă te depășește unul, nu te dai tu mai pe dreapta, să moară Vivi dacă te... Ha, vă salut, papa. Scrieți acolo în comentarii dacă mai vreți episoade de genul. Pa, boys. Ci vreau 99 de like-uri.